pentru sprijinul, așa este, necondiționat, pe care Arhiepiscopia Tomisului l-a oferit de fiecare dată, nu doar evenimentelor la care se întâmplă astăzi să fiu organizator, să fim organizatori alături, sunt organizatori alături de colegul meu, Ionuță Bircala, ci tuturor celor care vrem să ieșim în spațiu public pentru a aduce un strop de lumină într-o tematică ce privește biserica noastră. Părintele Decan este o personalitate care, cel puțin în ceea ce privește evoluția persoanei pe care o aveți astăzi în față, și-a pus o amprentă indelebilă. Pot să spune că galeria mentorilor, pe care s-a identificat persoana mea, se încadrează Părintele Decan, și nu aceasta pentru că acum da, se află într-o funcție de conducere, ci pentru că sunt deja niște decenii în care a existat o dinamică fericită și am reușit să învăț multe din aspectele ce țin până la urmă de ceea ce înseamnă a fi alături de un preot, de un duhovnic. Pentru că vedeți și tematica pe care mă propunem noi astăzi este îndrăzneață. Rugul aprins. Nu știu cât poți să vorbești despre rugul aprins, cât mai ales într-un rugul aprins. Sigur, abordăm această tematică, dar dintr-o perspectivă istoriografică, dintr-o perspectivă filologică, dintr-o perspectivă filozofică, dar cred eu că doar clericii au căderea să se apropie atât cât se poate de ceea ce a însemnat această mișcare duhovnicească în care isihasmul românesc a cunoscut o simbioză între culți și cultură, consider eu, fără precedent. Îl invităm pe Părintele Decan să prezinte cuvântul său la deschiderea momentului nostru, conferinței noastre.